Dihoru, mai în dreapta. Dreapta, v-ați depărtat pe colegii de la Bacan. I-am pus pe colegi, pe cei de la Duel și Sibiu, i-am pus pe pistă deja. În continuare se va intona imnul de stat al României. Thank you.
Pentru început, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu, vă urează bun venit la etapa finală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Este o bucurie și o onoare pentru noi să găzduim cei mai buni pompieri din România. În continuare are cuvântul inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu, locotenent colonel Trefaș Lucian. Am onoarea să vă salut, stimați colegi. Nu vreau decât să vă spun bine ați venit la Sibiu și să vă doresc ca cei mai buni să câștige, să avem parte de o competiție frumoasă și guvernată de principiile sportului și în special ale sportului militar. Bine ați venit la Sibiu și mult succes la competiție! În continuare are cuvântul prim adjunctul inspectorului general, general de brigadă Cristian Radu. Am onoarea să vă salut și eu, stimați colegi. Îmi exprim și eu alături de domnul comandant și de staful organizatoric al competiției speranța că vom avea o competiție frumoasă, care se supune regulilor de corectitudine, de obiectivitate și aici cred că nu avem niciun fel de dubiu, grație și dotărilor de care beneficiem în susținerea probelor. Vă solicit, deși cred că nu mai este cazul, ca pregătirea dumneavoastră să reliefeze la cel mai înalt nivel efortul pe care dumneavoastră l-ați susținut până în prezent. Solicit de asemenea corpului de arbitri un nivel de obiectivitate care să nu aibă niciun fel de aspecte de contestat. Și la final, domnul inspector general va fi alături de dumneavoastră pentru a premia câștigătorii competiției. Faptul că vă aflați aici în această formulă denotă că toți sunteți câștigători, iar micile diferențe care fac diferența, care fac practic compun podiumul, nu sunt date decât de emoție sau de finețuri pe care dumneavoastră cu toții le cunoașteți. Vă urez succes! Vă urez de asemenea să fiți sănătoși la finalul competiției și să ne revedem cu bine. Las desfășurarea competiției în continuare domnului colonel Guță în seamă, omul care s-a ocupat foarte mult de această competiție de-a lungul timpului și cred că nu există niciun fel de dubiu asupra profesionalismului domnului colonel. Vă urez succes încă o dată și declar deschisă competiția, faza finală a competiției. Înainte de a da startul probelor, urmează defilarea brigăzii de arbitri a pompierilor participanți la competiție.